Fiecare dimineață cu un răsărit, fiecare seară lină cu un asfințit, blestește viața pe pământ și dragostea ca cea de noi sfânt. Construim pentru viață, putem fi o speranță pentru mamă și copii cu un viitor fragil. Construim un loc frumos pentru tot omul duios, pentru zâmbetul senin al fiecărui chip divin. Așadar ne aflăm în această zi și noi în fața acestei mărturii de a afirma acest adevăr axiomatic. Viața este un dar al lui Dumnezeu și neprimirea acestui dar are consecințe tragice în viața noastră și a celor din jur. De aceea, mărturia noastră de astăzi, puțini sau mulți că ne-am adunat în numele acestui crez, mărturia noastră este importantă, binevenită și necesară. Este bine să înțelegem de ce suntem aici, să ne susținem acest crez și să facem tot ceea ce ține de noi pentru ducerea până la capăt a acestui adevăr. Știm sigur că Dumnezeu este alături de noi când stăruim în afirmarea adevărului. Știm sigur că Dumnezeu primește pocăința fiecăruia care s-a abătut de la adevăr. Pocăința înseamnă transformare lăuntrică și lucrare cu putere pe calea adevărului și cu aceste înțelesuri pornim la acest marș. Nădăjduim că fiecare pas al nostru să fie spre trezvia și trezirea conștiințelor care vor să nege acest adevăr, acest adevăr în care primim sau ratăm întâlnirea noastră cu Bunul Dumnezeu. Să construim împreună pentru viață. Aceasta este tema marșului pentru acest an. Construim împreună pentru viață și încercăm să construim, în primul rând, o comunitate de oameni cărora să ne pese de cei din jurul nostru, în special de cei mai vulnerabili, spunem noi, cei care sunt încă nenăscuți sau abia născuți, și ei, precum și familiile care îi primesc și care îi doresc, să aibă sentimentul acesta că nu sunt singuri. Și atunci când simți că nu ești singur, că nu ești al nimănui, ci aparții cuiva și, sau când cineva este alături de tine, atunci siguranța care ajunge în sufletul tău se ia de mână cu bucuria și cu optimismul, pentru că cel mai important lucru este împreună să construim lucrurile frumoase în viața noastră. Am ales să vorbesc despre criza de sarcină prin care am trecut pentru a transmite mamelor însărcinate, aflate în dificultate, că atunci când mergi cu Dumnezeu de mână, nimic nu mai este imposibil. Oricât de critică ar fi situația prin care treceți, vă rog, îndrăzniți să cereți, să primiți ajutor și să credeți în misiunea voastră de mame. În momentul în care vă veți ține pruncuții la piept, veți înțelege că merită să luptăm pentru viața lor chiar și în fața morții. Cu un viitor fragil, construim un loc frumos pentru tot omul duios, pentru zâmbetul senin al fiecărui chip divin.
acesta ne-am întâlnit la ora 13 în Piața Unirii, unde timp de o oră am avut câteva luări de cuvânt și câteva momente artistice. L-am avut alături de noi pe preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Am avut-o pe doamna Ioana Dumitrașcu, o mamă care a trecut prin criză de sarcină, și am avut alături de noi corul de copii al municipiului Iași și corul Marii Unirii. Programul a debutat cu interpretarea imnului pentru viață, imn compus și interpretat de voluntarii și bursierii Provita Iași. La ora 14 s-a plecat în marș pe traseul deja binecunoscut, strada Gavril Muzicescu, bulevardul Independenței, strada Ice Brăteanu, bulevardul Ștefan cel Mare și am revenit în Piața Unirii. Speranță pentru mamă și copii, un viitor fragil, construim un loc frumos pentru tot omul duios, pentru zâmbetul senin al fiecărui chip divin.